copie primit, el era după examene și când mi-a spus că ați fi legalizat, adică... Personal. Deci, vineți care examene cu masteranți, cu medici are examene. Am epizodia asta. Dar după ce eu pleacă în concediu. După ce e după care? O scâmbară, pleacă în concediu acum. Nu mi-a spus data precisă. Data, nu mi-a spus. El face parte din cadrul didactic al Universității de Medicină. Și baza faptului dată instanță, că suntem imposibilitate, practic, a treia ședință, ne adunăm toți participanții, suntem imposibilitate de a înlătura acele divergențe, neclarități în constatate în rapoartele de expertiză medico-legală, toată instanță în baza cererii formulate cu formativul 66, 68, 144, 145, 146, 148 și 374 tot procedurul penală, solicit numirea unei expertize medico-legală repetate în comisie la Centrul Medicină Legală cu atribuire următoarelor întrebări. Care este mecanismul factorului cu astea 6 dreapta, Vladimir Rusu? Este posibil fac... Da, am fost scrisă pe toți participanții. Da, toți participanții le dau. Deci trebuie să înțeleg că dumneavoastră de acum vă refuzați de... Nu refuzăm, asta suntem în imposibilitate, practic, trei ședințe, noi nu putem stabili. Și în situația respectivă, cu procedură penală, stabilește că sunt niște expertiză repetate, expertiză comisie. Pentru a înlătura acele divergențe, că sunt întrebările... Că ieșim din faptul că nu putem asculta expertul, cum ați să citați efectuare de sau în comisie. În comisie. Văd că scris repetate. A, pe repetate, dar în comisie, pentru că sunt întrebările suplimentare. Poftim. Știți care sunt întrebările. Sau știți că toți sunt. Știți dumneavoastră? Poți să citesc eu, adică care este mecanismul fracturii coastei 6 dreapta la Vladimir Rusu? Este posibil fracturarea coastei 6 dreapta? Stați un pic, care? Prima întrebare, cât am înțeles? Prima întrebare și aici de dumneavoastră. Este posibil fracturarea coastei 6 dreapta la Vladimir Rusu, rezultatul masajului indirect la cord, ținând cont de faptul că pe partea exterioară a cutiei toracice nu s-a constatat careva leziuni vizibile. Este posibil fracturarea coastei 6 dreapta la Vladimir Rusu prin cădere forțată de la înălțime de 25-30 cm pe partea carosabilă a drumului asfaltat, lovindu-se de un cord contonent de suprafață limitată de acțiune. În ce poziție se afla Vladimir Rusu în momentul fracturării coastei 6 dreapta? Hemorragia țesutului mai lent, pentru că noastră le-ați scris, v-ați gândit, dar nici nu doresc să urmăresc măcar... Hemorragia țesutului moaie de cinte coastei 6 dreapta, depistată la Vladimir Rusu, este de aceeași vechime ca și celelalte traume provocate și depistate la Vladimir Rusu, sau se constată o careva diferență de timp între acestea. Hemorragia depistată pe partea stângă a craniului în cantitate de 150-160 ml extrasă chirurgical a fost provocată rezultatul traumei din mai 2012 sau noiembrie 2012, care este vechimea acestei hemorragii. A fost sau nu complet tratată trauma craniu cerebrală la Vladimir Rusu cauzată acestuia în luna mai 2012 în rezultatul accidentului rutier până la cauzarea traumei din 05-11-2012. Există legătură cauzală între trauma craniu cerebrală primită de Rusu în rezultatul accidentului rutier din mai 2012 cu consecințele survenite după 05-11-2012. Reieșind din starea de caz în care se afla Vladimir Rusu în noaptea 05-11-2012 până la incident, adică starea de ebrietate, tratamentul nefinisat după traumă din 2012 și starea de oboseală, aceasta putea să se dezechilibreze și să se dezorienteze. Da. Este posibil cauzarea traumei craniei cerebrale închisă constatată la Vladimir Rusu prin lovire cu pumnul sau palma. Este posibil cauzarea traumei craniei cerebrale constatată la Vladimir Rusu de la cădere forțată de la înălțime 25-30 cm, lovindu-se cu capul de partea carosabilă drumului cu o suprafață de asfalt. Punctul 2. Solicitarea documentelor medicale pacientului Vladimir Rusu de la instituțiile medicale și reprezentantul acestei Rusu Zinaida pentru punerea la dispoziție expertului judiciar medico-legal. A fost tratată, a fost sau nu completată trauma craniei cerebrale, în baza documentelor dumneavoastră? Doamna, în raportul de constatare medico-legală a lui Șarpe, este indicat că s-a constatat în partea stângă craniului la Vladimir Rusu. În baza documentelor medicale? Da.
raportul de expertiză și raportul de constatare medico-legală. Este, la el lipsau 7 pe 8 cm os. Putem ce spune procurorul? Era atentanță. Eu consider că la momentul dat dimensiunea în cauză este crematul. Deoarece nu spunem expus referitor la audierea, instanța nu s-a expus referitor la respingerea a dimensiunea avocatului. Ca urmare, eu consider că ne expunem. Vă expuneți referitor la... Cum putem vă expuneți? Mai este necesar să... Eu consider că urmează întâi... Procurorul își dă studiul... Vă expuneți referitor la... Respingeți sau admiteți? Ați soniat, îi udăvăriți... Am admis când... Ați admis. Și că cum avocatul nu s-a refuzat de audierea expertului. Da, a spus că le zic că nu e posibil să fie... Păi urmează să refuze în cazul dat. Este legătură dintre lipsa acestui expert și imposibilitatea... Deci vă refuzați la audiere. Eu nu pot refuza, nu rog, în stanță. Eu merg mai departe pe procedură pe văzută de văzută jurul penal. Dar cererea de... Noi suntem imposibilitate de audierea expertul astăzi din motivele de prezentări și solicită... Asta nu e motiv. Faptul că dumnealui nu s-a prezentat, dumnealui nu este undeva o semnătură de dumnealui, cu dumnealui cunoștea că astăzi este și dată trecută și astăzi este numită ședință. O secundă. Stambila îi a... stăia... O clipă. Deci, dumneavoastră, considerați că... Ori trebuie să refuze dumneavoastră. Faptul că până când expertul este în posibilitate să se prezinte, nu este cazul să examinăm permisul privitor la ei sau să refuze. Pentru ședință de asta, noi trebuie să refuzăm de a fi audiat din motivul imposibilității prezentării. Dependență de raportul de expertiză în situația cum va fi admis. Facem în felul următor. Dumneavoastră, mai mențineți demersul privitor la audierii acestui expert? Astăzi reștii faptul că el nu s-a prezentat. Nu astăzi. Referitor la examinarea cauzei. Acum renunță în arată instanță din motivul că nu s-a prezentat. Nu, astăzi și acum. Eu nu pot dacă să vă obiecte el. Înseamnă că mai mult nu chemăm și nu audim. La moment, da. La moment nu, pentru că eu sunt niște expertiză repetată. Pe toată durata examinării cauze până la vânzare sentință. Păi dreptul plății apărării de invocă la orice etapă, orice mijloc de probă. În caz contrar, sunt alte drepturile noastre. În cazul dacă dumneavoastră vă refuzați, nu-i stabilă divergența, pentru că divergențele poate le constate tocă un medic. Mă scuzați, eu nu sunt medic și nu mă pot expune că acolo este divergență în rapoartele lui. Mă scuzați, nu sunt medic. Raportul de constatare medico-legală și ca urmare, dumneavoastră, în cazul dat, trebuie să expune. Sunt divergențele în cauza care dumneavoastră îi invocă să nu sunt. Și pe urmă, dacă dumneavoastră spune că sunt, nu-i demagogie. Pentru un jurist simplu, este clar, cauza survenirii morții, dar este legătură cauzală, trauma primită din mai 2012. Dacă nu sunteți specialist în domeniu, atunci nu vă implicați. Gospodar sudia, можно я сам? Vă vreau să înstați. Faceți eu observații, domnul avocat, să nu... Păi asta atunci nu vreți stabiliți adevărul. Înseamnă că faceți să abuz de serviciu, pentru că sunteți contrar de a stabili adevărul în cadrul acestui proces. Vă sunteți conform articolului 19 alineatul 3, de a obligat, de a stabili toate circunstanțele, inclusiv cele care atenuează răspunderea. Dar eu nu se creați impedimente în stabilirea adevărului. Nu pot eu să stabilesc legătura cauzală. Păi studiați medicina legală, că este un curs obligatoriu în jurisprudență. Mă scuzați, nu sunt medic. Și medicina legală este... Nu pot eu să ne asum obligațiile medicului, domnul avocat. Cursul de medicină legală se trece în obligatoriu, da? Facultatea de trebuie să se trece. Și este adică să întrebi să-l legim în comportament. Eu nu vă spunem. Gospodar sudia. La dumneavoastră mă adresez. Vă rog frumos, încă o dată, ca să scrim un proces verbal. Dumneavoastră solicitați efectuarea expertizei cu faptul că nu este posibil de a audia părerea expertului. Așa da, un alt instanță. Din motivul că el nu se prezintă în a treia ședință și noi tergiversăm examinarea acestei cauze penale și în situația imposibilității înlăturării divergenților și neconcordanților stabilite prin raport de expertiză, se numește comisie în comisie. Expertiză în comisie stabilește. Ceea ce fac și eu. În următoarea instanță este modalitatea de aducere a expertului ședinței de judecată.
De ce nu se... Госпожа, de ce nu? Dacă dumnealui cunoaște și de cine? După cum spune domnul avocat. Măcar că eu nu văd că el știe. Хорошо, для чего эксперт, когда он поступил в больницу, вот это с 5 числа я взяла в больнице, вот это читайте на молдавском, а я вам буду читать на русском. То, что написано, черепно-мозговая травма. Не то, что сейчас не говорится, а именно, что у него смерть не пошла от 6 ребра, а от травмы, вот черепно-мозговая, вот и от того, что тут ударили, сломали кость. Вот, вот это от больницы. У нас есть цинкулок, я еще просто 4 спорта спорта, чтобы фоли. Трещи цинкулок, еще 4 спорта, я кормя запад, мы вас фоли, мы вас я считаю, заявленное ходатайство является необоснованным. Кари, рефлекторная экспертиза? И по экспертизе, и даже то, что требовали вызова своего специалиста. Аудирия специалиста на инстанции секс-писа Адмиздемесу, а тут же не я знаю, что было в том случае. Ведь вы используете рефлекторную дочери эксперта. И повторное, потому что экспертизе, в экспертном заключении от 13 ноября четко изложены все вопросы. И никаких там недоразумений, сомнений нету. Высказаны конкретные все. И как раз на вот эти вопросы даны четкие, ясные ответы, которые сейчас ставятся. Каков смысл нам повторяться, если они есть? Четко отражены. Никаких там недоразумений, сомнений и невысказанного заключения. Четко указано. Травма, смерть наступила от травмы, черепно-мозговой травмы. Конкретно и ясно. И при том, нанесенную указано именно в то время, которое указано в постановлении о причинении по травме. Что еще тут не ясно? Что еще разъясняет? Что выяснять у специалиста? Он изложил все четко, ясно, однозначно. Однозначно. Дальше. На тот следующий вопрос тоже ответ дал. Что получение травмы черепно-мозговой не могло иметь места от падения. Зачем ставить эти вопросы, когда на эти вопросы даны четкие ответы, что исключается получение черепно-мозговой травмы в результате падения, написано, получено в результате нанесения твердым тупым предметом с ограниченной поверхностью. Что еще нужно тут выяснять? Куда четче эксперт изложил? Что не каким-то булыжником, а именно предметом с ограниченным поверхностью. То есть конкретно кулак или там другой предмет маленький, небольшой, а не какая-то плита или асфальт или тротуар. Что еще яснее не высказано в этой экспертизе? Что мутим воду по этому поводу? И какую еще дадут эксперты иную оценку тем документам и истории болезни, которая изложена в момент поступления и причинения травмы. Вот после больницы, которая поступила. Все это в экспертизе четко и ясно все эти вопросы изложены. Никакой комиссии тут не может быть, никакие врачи другие ничего не дадут иной оценки. Все вопросы четко изложены, сомнений никаких нет. Надуманные сомнения у кого-то может есть, но у экспертов сомнений нет. И четко изложены все ответы. Ну, папа, сустрелить авокатов не классно. Да, я сам авокат. Да, Кристина поддерживается его адвокат. Разберите, так, коллегу у нее есть тот клад, ну не есть клад, там очень четыре жизни. Констатат. Ну, тут и так, папу, Владимир Русов, оказывают типа тротуар, и парты полоса белых и асфальт. Почему оказывают дела эноцина для протеноцина? Вместе и мукатом приему рапорта из таких изменений полегала. Практика сопоставка по эноциме. Довжчинь 30 сантиметрів, шапкин 31. Фотокабелоні в сад на процесі, де збавить 4 фаца лотлий. Так указано в протоколі. Саша,
se constată și concomitent se constată starea lui de ebrietate suplimentară și dezechilibrarea acestuia. Dezechilibrarea acestuia și căderea pe partea dreaptă cu capul de asfalt. Concomitent, în raportul de examinare medico-legală și în concluzia expertului medico-legist, se constată existența unei traume și lipsa a unei părți a craniului în partea stângă la Vladimirus 7 pe 8 cm. Constată? În raportul de examinare medico-legal, 7 pe 8, el lipsea o bucată din craniu, din partea dreaptă. Lipsea. Dreaptă sau stângă? Stângă, partea stângă. Lipsea. Asta e rezultatul accidentului rutier din mai 2012. Și tot aici, prin extracție chirurgicală, de la el din craniu a fost scos 150-160 ml de hemoragie. A fost extras. Așa scrie în documentele medicale și în rău. 150-160. Din partea stângă. Și aici apare întrebarea. În partea dreaptă s-a extras 20-30 ml hemoragie, dar în partea stângă 150-160. Traumă primită în mai a fost în partea stângă, traumă primită în noiembrie a fost în partea dreaptă. Expertul a evitat să dea răspuns vechimea hemoragiei din partea stângă. Noi nu avem așa răspunsul. Care este vechimea la ce? La hematomă din partea stângă. Acolo ne-a avut trauma în mai. Și expertul. E clar dacă a avut loc în mai, din mai. Da, dar când a fost această hematomă? Pentru că hematomă este survenită în mai sau este survenită în noiembrie? Expertul nu dă așa răspunsul. Apar multiple întrebări. Este legătura cauzală, întrebarea de bază este legătura cauzală dintre trauma primită în mai cu consecințele survenite în noiembrie. Și concomitent, modul de viață pe care îl ducea, starea de ebrietate, după orele 12 noaptea, fără somn, călătoriile acestea, adică starea de oboseală, da? În mod liber ducea la o dezechilibrare acestuia, pentru că el nu era tratat complet. Și ceea ce privește fractura coastei 6, dreapta, în raportul de examinare medico-legală și în raportul de expertiză, nu se constată nicio leziune vizibilă pe partea exterioară a cutiei toracice. Pe partea exterioară a cutiei toracice, în regiunea coastei 6, și nici la palpare de către medicii de la salvare. Și nici la palpare de către expertul 7 nu s-a constatat această fracturare a coastei 6. Respectiv, partea părerii exclude posibilitatea fracturării acestei coaste prin lovitură, așa cum se indică în ordonanța de punere sub învinuire. În practica medicinală se cunosc foarte multe cazuri când fracturarea cutiei toracice sau a coastelor separate are loc după masajul indirect la corp, adică al inimii, se apasă cu forță, se apasă pe cutia toracică. Și în caz de falsetă, considerați că a avut loc acest masaj? S-a constatat că masajul a avut imediat când a fost luat, când a căzut jos, conform documentelor medicale, și fiind în reanimare.
Мультипли массажа в области. Документация медикала, но не индика. Массаж в локорд. Și concomitent în altă instanță, conform sentinței din percentul rutier din mai, se constată facturarea coastelor 9-10 la el. Este un fapt deja constatat prin hotărâri judecătorească. Expertul medico-legist, aici, prin examinare, prin acest raport, ne constată fracturarea mai veche a coastelor 8-9. Și doar coasta 9 coincide. Coasta 8, coasta 10 nu corespunde în... 8-9 acum, da. El indică, dar în raportul de expertiză medico-legală din mai 2012 se indică 9-10. Și iată aceste divergențe în altă instanță, care noi suntem obligați să le înlăturăm în cadrul unui proces. Mulțumesc! Mai aveți ceva de spus cu noastră? Ce implicația la această structură? Care este poziția? Spune de pe expertizii, chemăm încă o dată expertul în ședință? Sau trecem la examinarea continuare? De ce expert? Было заявлено ходатайство ранее. Суд удовлетворили его. Ну так что это за ходатайство? Какая есть еще экспертиза на это? Инстанция Дежникат Аллы Дерпцелин. Инстанция Дежникат Аллы Дерпцелин. Что не спечатал. Суд выслушал стороны. Авокат Аллы Дерпцелин. А приветствую на Ачелия. Privind dispunerea efectuării expertizii medico-legale din partea comisiei. Deliberând de loc decidem. În legătură cu faptul că a fost admis din mers privind audierea expertului, înainte de decide asupra celui privind dispunerea efectuării expertizii solicitate, instanța de judecată consideră că este necesar de audiat expertul care a fost solicitat în ședința de judecată. Acum facem o pauză, noi vă sunați la expert, dacă aveți telefon, ați spus că l-aveți. Și vedem când el este liber, că să-l chemăm. Nu vă răspunde. Deci o sunăm la instituția centrului de medicină, da. Если сторона хочет показать, если представить, пусть представляет. Не может. Вот это с больницы. Вот посмотрите. Вот это с больницы, вот это вот, которое 5 числа. Не представила, значит, идем дальше. Trebuie să mă simplu la cancelare de văzut cine a primit. A fost înmânată, nu a fost înmânată. Și în cazul când a fost înmânată, de a tras la răspundere contravențională. Atâta...